subiectul privind reorganizarea Ministerului Sănătății. Am văzut că este inclus în programul de guvernare. Cum se va face această reorganizare? Ce are în vedere mai exact această coaliție? Aici rolul principal va juca Ministrul Sănătății. Sigur că vorbim de un act normativ, probabil la nivel de hotărâre de guvern, va trebui și o discuție și un acord și un sprijin la nivelul întregii coaliții. Dar aici Ministrul Sănătății are câteva idei pe care dorește să le implementeze. Cel mai important lucru și lucru concret și o prioritate absolută este aceea de a avea o echipă experimentată și eficientă în ceea ce privește fondurile europene. Până acum, și aici o chestiune care ține de toate guvernările, că a fost PSD, că a fost PNL, capacitatea Ministerului Sănătății de a atrage bani europeni a fost extrem de limitată, din păcate. În contrast, poate cu alte instituții publice, autoritățile locale, nu vorbim de primării ca și Cluj, Timișoara în vechea conducere, mă refer din timpul domnului Robu, Oradea și altele binecunoscute, dar chiar și în comparație cu alte ministere sau alte autorități centrale, din păcate Ministerul Sănătății nu a reușit să aibă o eficiență foarte înaltă în atragerea de fonduri europene. E de înțeles și pentru că are extrem de multe probleme de rezolvat, multe alte priorități, crize sanitare, personal puțin, și atunci poate nu au dat-o așa o mare importanță programelor de screening sau programelor de telemedicină care puteau fi implementate cu bani europeni. Dar ținând cont că pentru prima dată în istoria României vorbim de peste 5 miliarde de euro destinate doar sănătății, aceste miliarde, acești bani destinați sănătății, în mod clar lucrurile nu mai pot fi gestionate cu o echipă de câțiva oameni care să poată să facă față la această nouă provocare și oportunitate încă o dată. Și atunci e nevoie de o echipă mult mai numeroasă, de o echipă cu experiență, nu de o agenție în sine de 80-100 de oameni. Acolo a fost o întreagă discuție între noi și USR la vremea aceea. În final, mă rog, am acceptat viziunea lor, dar s-a văzut că nu e ușor de implementat. Dar între cele două extreme, câțiva oameni care sunt acum în prezent și o agenție nou-nouță, o nouă instituție luată de la zero cu zeci de oameni, cred că trebuie găsit o cale de mijloc în care în interiorul Ministerului Sănătății să fie o direcție puternică care să atragă bani europeni. Și sigur, mai sunt și alte direcții care trebuie întărite și reorganizate.